Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului cu toții și din Cartea Numeri, de la capitolul 25, aș vrea să citesc un verset, versetul 7. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână. Amin. Vă invit cu mult respect să reluați locurile dumneavoastră și vreau să vă aduc saluturi sfinte din partea Bisericii Albinii. Noi avem o istorie mai ciudățică, pot să zic, acolo în Cluj. Prima biserică din Cluj s-a înființat în Piața de Scânduri. De acolo s-au despărțit în câteva biserici, bineînțeles, asta e istorie probabil cu 70 de ani în urmă, de acolo s-au împărțit și strămoșa Bisericii Albinii este biserica de pe strada Cepei. Ei, de la ceapă, noi am ajuns la miere, vedeți? E o treabă bună. Am ajuns la miere, pe Albinii. Bineînțeles că strada era după numele unui memorandist, Septimiu Albinii, dar nouă ne-a plăcut foarte mult numele de Albină, de Albinii, și așa a rămas Biserica Albinii pe care unii o știți. Salutul bisericii noastre este: Maranata, Domnul nostru vine! Doamne, ajută-ne să te așteptăm! Fraților și surorilor, în seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă acest mesaj intitulat Sulița dintre Moab și Dumnezeu. Am citit versetul 7, ați văzut Eleazar, fiul Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, deci nepotul lui Aaron, se ridică din mijlocul adunării, ia o suliță în mână și știm cu toți întâmplarea aceasta. Face dreptate înaintea lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu se oprește și Dumnezeu nu mai lovește poporul. Ce s-a întâmplat? Despre ce este vorba în textul nostru? Cei care studiați scripturile știți întâmplarea aceasta. Poporul Israel este observat aici de cronicarul Vechiului Testament, de Moise, este observat în Valea Moabului. Înainte, când s-a uitat Moise și a văzut ce minunății a făcut Dumnezeu pentru Israel, Israel era observat din vârful stâncilor. Dumnezeu nu vedea nicio nelegiuire în Israel. Dumnezeu a vorbit atât de frumos printr-un proroc, până la urmă a devenit ghicitor omul acesta. Biblia, Noul Testament, îl numește și proroc și ghicitor. De ce? Până la un punct a fost proroc, dar din momentul în care el a acceptat ideile satanei, a devenit ghicitor. Și omul acesta trebuie să rostească pentru Dumnezeu forțat niște lucruri extraordinar de frumoase, chiar niște prorocii pe care noi le cunoaștem și le vedem împlinite în Noul Testament. Balac, acel rege al Moabului, l-a chemat să blasteme pe poporul Israel. Și degeaba l-a dus în trei locuri și el a rostit patru prorocii. A patra a rostit-o și a fost cea mai bună pentru că n-a mai rostit-o pe bani. Până acolo se gândea numai la bani, la bani, la bani. Și de aceea Biblia vorbește de învățătura lui Balaam, pe care o vom vedea în 25, în capitolul acesta, de calea lui Balaam, care este lăcomia, 2 Petru 2,15, și de rătăcirea lui Balaam, care este nebunia, a ajuns omul ăsta nebun. Și îl vedem aici pe Balaam, stând înaintea lui Dumnezeu și rostind forțat judecățile și prorociile lui Dumnezeu. Și așa de mult mi-a plăcut că mi-am subliniat în Biblie. Domnul a venit înaintea lui Balaam, uitați-vă în 23:4. Apoi, în același capitol, versetul 16, Domnul a venit înaintea lui Balaam. 24, capitolul cu versetul 2, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Asta mă face să cred, fraților și surorilor, este o idee biblică, profund biblică,
Este ideea următoare că Dumnezeu întotdeauna, în orice generație, este cu un pas înaintea diavolului. Că diavolul are planuri și vrea să prindă pe tinerii bisericii Betania sau a bisericii Albinii și să-i ducă în altă parte, asta e clar. Dar Dumnezeu în orice generație merge cu un pas înaintea diavolului. Numai vezi că face Dumnezeu o mișcare, botează cu Duhul Sfânt, ridică oameni noi pe care nimeni nu i-a cunoscut. De ce? Îi cunoștea Dumnezeu și i-a notat în cartea Lui înainte de veșnicie. Și poate că, și nu poate, 100%, Dumnezeu și aici, în Biserica Betania, are un plan sfânt. Și, Doamne, cercetează tineretul. Fraților, ne aflăm aici, în Valea Moabului, și în Valea Moabului, mirarea mea este cum de omul acesta, Balaam, prorocește, nu? Prorocește, de pe munți, a prorocit, înainte să plece din drumul lui Balac, a prorocit și mă uimește omul acesta. Dar după ce el rostește ceea ce i-a dat Dumnezeu, imediat începe învățătura lui Balaam. Care este aceasta? Uitați-vă ce se întâmplă. Balac este învățat de omul acesta să facă niște lucruri. Omul are 5 simțuri și toate cele 5 simțuri ale evreilor trebuiau excitate la maximum și copiii lui Israel trebuiau ademeniți ca să păcătuiască. Asta e învățătura lui Balaam numită curvie în Apocalipsa în capitolul 2. Și ce s-a întâmplat? Gândiți-vă numai la imaginea asta. Balac face un foc mare de tabără, la focul acesta aduce tot felul de vite moarte, mortăciuni și face friptură, le ațâță simțul ăsta olfactiv, mirosea frumos. Nu vreau să vă fac poftă că e târziu, dar asta este. Asta este, așa s-a întâmplat acolo. Pe lângă aceasta, începe o muzică orientală, frumoasă, le ațâță și simțul auditiv, aud cântece atractive, tot mai aproape, mai aproape. Pe lângă aceasta, încep niște dansatoare să se legene și să se dezgolească și să facă un dans frivol. Un dans prin care iarăși mai aproape, mai aproape și simțul lor vizual este fermecat și sprins în cursa aceasta. Și nu mai este decât un pas până să își pună papilele gustative, nu, în mișcare și să mănânce din fripturile alea și până simțul al cincilea, atingerea, mângâierea să înceapă. Și Dumnezeu vede lucrul acesta, se supără enorm, uitați-vă ce spune în capitolul 25 cu versetul 1 și 2, Israelul cu Ian Sitim, poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab, ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat, vedeți, și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Toate cele 5 simțuri le-au fost excitate, puse în acțiune. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu se supără și Dumnezeu vorbește direct cu omul său Moise. Moise, ce ai de făcut? Ce am de făcut, Doamne? O execuție publică. Dar cum e asta, Doamne? Uitați-vă ce spune aici. Versetul 3. Israel s-a alipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie. Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate căpetenile poporului și spânzură-i pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui. Închipuiți-vă, oameni buni! Era pustie. Unde să-i spânzure? Trebuiau înălțate niște cruci. Trebuiau înălțate niște prăjini, trebuia făcute execuțiile astea, zeci, sute de execuții. Și acolo în execuția asta publică, acele căpetenii pe care altădată Moise le-a pus, căpetenii peste 100, peste 10, trebuiau să acționeze, dar Dumnezeu vede ceva. Oamenii ăștia nu acționau, probabil unii da, dar alții nu.
Și atunci Dumnezeu trimite îngerul nimicitor care începe să lovească și lovește cu ciumă. Asta spune Psalmul 106. Și intră ciuma aceea molii mai între ei, nu era ca și COVID, ăștia mureau pe loc, pe loc, pe loc. 24.000, gândiți-vă la lucrul acesta, au murit. 24.000. Nu știu câți membri are biserica asta, dar închipuiți-vă undeva la 20 de biserici să fie pline și să moară pe loc. Ar fi o mare tragedie, o mare tragedie. Și îngerul merge cu sabia lui nimicitoare, așa cum s-a dus altă dată prin Egipt, și lovește în stânga și în dreapta, și oamenii mor de ciumă. Și știți care a fost problema? Tocmai printre acești judecători puși de Dumnezeu ca să judece, a fost unul care a sfidat orice regulă, orice regulă. În timp ce poporul, uitați-vă ce spune versetul 6, în timp ce poporul plângea la ușa cortului întâlnirii, în timp ce îngerul nimicitor merge prin popor și lovește cu ciumă, unul începe să se distreze, îl chema Zimri. Și Zimri, în traducere biblică, gloriosul, cântărețul, renumitul, asta înseamnă. Și ăsta era un slujitor extraordinar, era o căpetenie. Și omul ăsta merge în tabăra moabiților, o ia pe o prințesă, că era fiică de om văzut, de om mare, pe asta o chema Cosbi, și Cosbi, în traducere biblică, înseamnă înșelătoare, mincinoasă, seducătoare. O ia pe asta și o duce în tabără. Și când omul acesta trece pe lângă ceilalți care plângeau la ușa cortului și se pocăiau, gândiți-vă dumneavoastră ce imagine înfricoșătoare. Într-o parte cruci, nu știu dacă erau atunci inventate crucile, astea pornind din Cartagina, dar probabil niște prăjini unde erau spânzurați oameni vinovați care au păcătuit. În altă parte erau oameni întinși pe jos care așteptau să fie îngropați pentru că erau morți de ciumă. În altă parte, poporul stă înaintea lui Dumnezeu și plânge și zice: Doamne, iartă-ne, 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 și plâng și se bocesc acolo, și Moise stă și plânge cu ei. Și apare unul care sfidează orice regulă, sfidează orice putere, îl sfidează pe Dumnezeu. Și omul ăsta vine cu prietena, probabil că avea copii, probabil că avea soție. Bă, ce face tata? Ce face soțul meu cu femeia aia? Ce face? Și în momentele acelea când apare omul ăsta, un slujitor era, în momentele alea se ridică dintre cei care se roagă în fața cortului întâlnirii un tânăr. Era un tânăr, până atunci n-a auzit nimeni de el. Poate că era un adolescent, nu știm. Ăsta era obișnuit, gândiți-vă, la cortul întâlnirii, cu pâinile, să pună pâinile înaintea Domnului, cu un pic de sânge. Nu era el obișnuit să junghe animale, ăsta era un tânăr. Și se ridică, dintr-o dată, simte ceva, îi clocotește sângele în vene și zice: eu trebuie să lucrez pentru Dumnezeu. Se uită în jur, vede o suliță, o ia, îi lovește pe amândoi, i-o nimicit. În momentul acela, fraților și surorilor, s-a întâmplat ceva. Omul ăsta a știut gândul lui Dumnezeu din ceruri, că Dumnezeu a trimis un înger nimicitor ca să lovească. Ei, când Dumnezeu l-a văzut pe băiatul ăsta, plin de o înflăcărare, de o râvnă sfântă, de o pasiune curată și sfântă pentru Dumnezeu, a strigat îngerului: oprește-te, trageți sabia în teacă. Am găsit pe pământ pe un om care va fi în stare să țină un popor ticălos în frâu. Omul ăsta e în stare cu sulița să meargă să-i ucidă pe toți cei care păcătuiesc. L-am găsit, oprește-te, du-te de acolo, pe el îl apreciez. Și Dumnezeu rostește un lucru extraordinar despre omul ăsta. Măcar că numele Fineas înseamnă gură de fier sau înseamnă cel negru, uite că Dumnezeu nu se uită la cei care au nume mai ciudate, nu? Nu se uită la numele lor, se uită la inima lor.
Fineas, uitați-vă ce spune aici, versetul 11, vorba lui Dumnezeu. Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, a abătut mânia mea de la copilul Israel prin râvna pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor. Și n-am nimicit în mânia mea pe copilul Israel, de aceea să spui, n-a zis să-i spui, ci să spui, adică să audă toți, să spui în auzul tuturor, că închei cu el un legământ de pace. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui după el legământul unei preoții veșnice. Ei, fraților și surori, urmașii lui Fineas au rămas preoți până a venit marele nostru preot, până în momentul în care perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt și a rămas în locul lui Fineas, a rămas marele nostru preot care mijlocește și astăzi înaintea lui Dumnezeu, Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie Domnul. Și s-a împlinit prorocia, închei cu el un legământ veșnic. De ce? S-a comportat ca și fiul meu. Diferența a fost că fiul meu, Iisus Hristos, marele preot, a primit sulița în suflet, în inimă. Asta a fost marea diferență. Și în seara aceasta ne aflăm înaintea marelui nostru preot. Doamne, cercetează-ne! Ne vom ruga pentru bolnavi, pentru cei care au cauze speciale, fraților. Dar înainte de asta, Domnul mi-a pus pe inimă gândul acesta, sulița dintre Moab și Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și mă întreabă pe mine, care-i problema ta? Și îl iau exemplu pe omul ăsta, nu? Pe Fineas, gură de fier, negru, omul negru, nu? Așa l-au văzut mulți atunci, s-au speriat de el, dar a fost un om al lui Dumnezeu. Și uitați-vă, fraților și surori, sunt cel puțin trei domenii în care Dumnezeu așteaptă și astăzi de la noi. M-am inspirat din textul meu, da? În textul biblic. Sunt cel puțin trei domenii în care Dumnezeu așteaptă să iau sulița aceea dintre Moab și Dumnezeu și să lovesc corect cu ea. Cel puțin trei domenii. Îl văd pe Fineas, în primul rând, luând sulița și alegând între păcat și sfințenie, a ales păcatul și a lichidat păcatul. Asta o așteaptă Dumnezeu de la mine și de la tine. Sulița dintre Moab și Dumnezeu. Aș putea să iau sulița și să lovesc în pieptul lui Hristos. Este o pictură foarte sugestivă. În cultura europeană, dacă nu greșesc, poate ea lui Rembrandt, este pictura în care Hristos coboară în mijlocul ucenicilor, Luca 24, și le spune pace vouă. Și este pictura care are legătură directă cu textul din Ioan 20, în care Domnul se apropie de Toma și spune, Tomo, adă degetul tău și pune-l în rănile mele și adă mâna ta și pune-o în coasta mea. Să vezi că eu sunt. Și atunci el strigă, Domnul meu și Dumnezeul meu, s-a și cântat despre asta, dar artistul a fost foarte inspirat, foarte sugestivă e pictura lui. Când merge către Domnul cu degetul, uite așa îl ține, parcă e un vâr de lance. Îmi dau seama că Domnul Hristos stă cu inima în fața acestui vârf de lance numit necredință. Necredința mea, necredința ta, necredința lui Toma. Și spune, accept, chiar să-mi împungi inima cu necredința ta, dar știi ceva? Termin odată cu necredința aceea. Asta mă doare foarte rău. Tu poți să alegi între Moab și Dumnezeu să-l străpungi cu necredința ta pe Dumnezeu și să spui, nu mă interesează, vreau să continui în păcatele, în poftele mele, în patimile mele, nu mă interesează lucrul acesta. Poți să alegi lucrul acesta în seara asta și îți garantez că poți să vii în față și să fii atins de Domnul și să fii vindecat de Domnul. Da,
Dacă te vindecă în exterior și tu în interior îți continui viața ta păcătoasă, la ce-ți folosește? La ce-ți folosește? Are Oscar Wilde niște mici povestioare așa, inspirate din Biblie. Un pic e obraznic în ce scrie el acolo. Mie nu mi-a plăcut tare, dar să știți că e o realitate. Am întâlnit-o pe teren. Spune el, într-o zi se duce Hristos pe străzile Ierusalimului, era înainte de crucificarea lui, și întâlnește pe un om care se uita după o femeie să o poftească și zice, băi, cum te cheamă? Mă cheamă Bartimeu, tu mi-ai dat ochi ca să mă uit după femei. Vedeți, e obraznic autorul ăsta, n-a fost creștin adevărat, dar am întâlnit-o în biserică. Om la care Dumnezeu îi dă rinichi, om la care Dumnezeu îi dă iară putere să sufle și dă iarăși plămânii, nu? Au fost supra-saturați de apă, 80-90%, și Dumnezeu i-a dat înapoi. Și ce faci cu suflarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o? Ce faci cu ochii pe care Dumnezeu ți-a dat? Ce faci cu mâinile pe care Dumnezeu ți le-a redat? Ce faci cu trupul acesta? Pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat și ți l-a dăruit. Ce faci cu el? Și vine Domnul și mi-aduce în față pe acest om extraordinar. El are de ales între Moab și Dumnezeu. Ce? Credeți dumneavoastră că pe ăsta nu l-a ispitit vreo moabită? Ba da, că toți suntem oameni. Dar în fața ispitei el a știut să spună nu. Și asta înseamnă să iei sulița și să lovești în păcatul din inima ta și să-i spui din dragoste pentru Dumnezeu, eu renunț la păcat, renunț la lume și îl iubesc pe Iisus. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Fraților, surorilor, este o chestiune foarte importantă asta. Uitați-vă ce spune și vreau să vă citesc din Deuteronomul din capitolul 29, versetul 18 spune așa. Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție, a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă o travă și pelin. Vedeți, prima problemă pe care a avut-o de înfruntat Fineas a fost problema păcatului, dar mai mult sau mai aproape de adevăr a păcatului sufletesc, și anume idolatria. Uitați-vă cum se judecă Dumnezeu cu un idolatru. Deuteronomul 29, am citit 18 și zice, nimeni să nu se închine la idoli. Bun, Doamne, dar ce pățește cel care se închină la idoli? Că sunt idoli moderni și astăzi, mă pot închina la un telefon, mă pot închina la un copil, am întâlnit cazuri, idolașul era în familia lor și de el asculta toată familia. Mă pot închina la un obiect creat de mâna omului sau de mâna lui Dumnezeu și deja e idolatrie. Și atunci care e diferența între mine și cei care se închină în India la o sticlă de Coca-Cola? Care e diferența? Că eu mă închin la telefon și ei se închină la un pet, nu? Care e diferența? Nu e mare diferență. Uitați-vă ce spune Dumnezeu despre oamenii aceștia, versetul 20. Pe acela, pe care? Pe idolatru. Domnul nu-l va ierta, dar ce vei face, Doamne? Uitați-vă, 1. Mânia și gelozia Domnului se vor aprinde împotriva lui. 2. Toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el. 3. Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. 4. Versetul 21. Domnul îl va despărți spre pieirea lui din toate semințiile lui Israel. Extraordinar. Vedeți? Asta e mânia lui Dumnezeu. Și n-am venit aici să vă speriu. Am venit să ne pocăim împreună. Aș vrea să ne pocăim, fraților, știți de ce? Dacă noi facem curățenie maximă în inimile noastre, Dumnezeu va vindeca în seara aceasta. Și numai spre beneficiul nostru. Dumnezeu va elibera în seara aceasta. Și numai noi ne vom bucura. Dumnezeu va boteza cu Duhul Sfânt în zilele care urmează. Și asta numai Biserica Betania câștigă.
Pentru că Dumnezeu atunci când aduce oameni duhovnicești, oameni botezați cu Duhul Sfânt, proroci al lui Dumnezeu, văzători, oameni care au daruri spirituale de vindecare, biserica se ridică, biserica se întărește, biserica se îmbărbătează și merge mai bine pe calea lui Dumnezeu. De aceea, haideți să o luăm în serios problema păcatului. E sulița asta întinsă între Moab și Dumnezeu și Dumnezeu mă întreabă, vrei să-l străpungi pe fiul meu sau vrei să străpungi latura Moabului, cum am spus eu, prin Balaam? Că toiagul se va ridica în Iuda și el va străpunge latura Moabului. Și Domnul se uită și spune, ce faci? Ce faci? E pericol să știți cu idolatria. Mai ales, uitați-vă, 1 Samuel 15 cu 23, dacă se poate afișa, îl citim cu toții fraților, intrăm cu toții sub incidența acestui verset. E un verset care ne prinde universal, pe toți ne prinde, să știți. Și știți ce spune acolo, în versetul ăsta, da? Uitați-vă, neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Păi stai un pic, n-am fost cumva neascultător de Dumnezeu astăzi? Ba da. Și atunci nu mă încadrez aici? Ba da. Și atunci nu trebuie să mă pocăiesc în seara asta? Ba da. De ce? Că Dumnezeu vrea să elimine din viața mea neascultarea. Vă spun o istorioară, pentru că e seară, suntem un pic și obosiți, Domnul ne mai poate înviora sau ne poate ajuta să înțelegem anumite concepte prin istorioare. Lângă Cluj, în localitatea Gilău, trăia un frate cu numele Gheorghe, nu vreau să vă spun numele de familie, că îl cunoașteți, e un nume cunoscut aici, în Statele Unite. Omul ăsta, cu numele de Gheorghe, într-o zi s-a întâlnit, deși era ordinat în biserică, slujea, predica și s-a întâlnit cu niște martori. Martorii știți că nu cred în Duhul Sfânt, ei spun că e o putere activă, că Duhul Sfânt nu e Dumnezeu și așa mai departe. S-a întâlnit cu niște martori și a cedat ispitei de a vorbi în limbi. Ascultați-mă și fiți atenți că nu oriunde putem noi vorbi în limbi. A vorbit în limbi, în bătaie de joc, să audă martorii, să râdă. Ăștia au râs. Dumnezeu a auzit. Lui Dumnezeu nu i-a plăcut. Omul a căzut în neascultarea pe care am citit-o din 1 Samuel 15. Și ce s-a întâmplat, știți ce? Într-o zi, omul ăsta probabil o fi avut niște remușcări, nu știu să vă spun, dar se duce cu o căruță de lemne la Simeonuc, la fratele Simeonuc, pe care unii l-a știut, atunci trăia la Gădălin, și când ajunge în curtea lui Simeonuc, strigă, pacea Domnului. Simeonuc nu era acasă, era sora Lidia. Iese sora Lidia, pacea Domnului, frate, ce dorești? Am venit să-ți aduc o căruță de lemne, că m-a trimis Dumnezeu, că mi-a descoperit că n-ai lemne. Nu știu, n-avea sau avea asta, nu mai știu, nu mi-a zis-o sora Lidia, dar am aflat exact de la ea întâmplarea. Sora Lidia îi spune, hai, intră în casă să facem o rugăciune. Omul a intrat și ascultați prorocia dată prin Duhul Sfânt. Ascultă, bărbatule, fiindcă ți-ai bătut joc de lucrarea mea, zice Domnul, iată, un duh de nebunie voi îngădui peste tine și te va chinui atâtea vreme. Sora nu mai știa, era la bătrânețe când am chestionat-o și nu mai știa câte luni, spunea ori 3 luni, ori 7 luni. Deci Domnul i-a zis clar cât au fost. Și ce s-a întâmplat cu omul ăsta când a ajuns acasă, l-a luat nebunia și a început să fugă pe dealuri. Îl legau, rupea tot, era demonizat, era posedat. Știți de ce? Dumnezeu l-a pedepsit aici, ca să nu-l pedepsească odată cu lumea. L-a pedepsit aici. Și au trecut acele vremi spuse de Duhul Sfânt și după ce s-a terminat timpul, s-au dus frații să roage pentru el. Ei, când a mers fratele Lazar din Borhanci, un om al lui Dumnezeu, se îndrepta înspre locul unde se rugau ceilalți, Duhul rău a simțit din omul ăsta și a zis, acum fug că vine Lazar. O trebuie să-l țină, fratele Lazar a ajuns acolo
Și când a ajuns acolo, striga Duhul rău din el așa: rugați-vă toți, dar să nu se roage Lazar că mă arde. Asta zicea Duhul rău din omul ăsta. Fratele Lazar a zis: măi fraților, voi nu vă dați seama că diavolul vrea ca eu să mă mândresc și să mă lovească și pe mine cu mândrie, să nu se facă lucrarea? Hai să ne rugăm cu toții, că pe toți ne ascultă Dumnezeu. Și când s-au rugat, omul a fost eliberat. Doamne, cercetează-ne! Există o suliță între Moab și Dumnezeu. Ce alegi? Alegi să lovești pe Dumnezeu? Alegi neascultarea? Și am ceva un pic mai aproape de adevăr. Am aici anotat și vreau să vă citesc ca să nu pierd vreun cuvânt. E ceva important, e pentru noi, pentru toți, că nu mă exclud, sunt și eu în mijlocul dumneavoastră. La Biserica Betania din Chicago, Domnul a vorbit astfel: participă la închinare unii homosexuali. Ascultați-mă, eu le citesc. Că n-or fi membri, asta e posibil, dar ascultați ce spune Domnul. Ei caută să atragă mare parte a tineretului și să-i atragă în extrema lor. Posibil să fie niște evangheliști ai satanei care să vină aici, ajung numai să se strecoară pe aici, se împrietenesc cu tinerii, hai cu mine, nu știu ce, și hop, l-a dus. Fiți atenți, fraților! Și Biblia vine și spune: o suliță între Moab și Dumnezeu, ce alegi? Ce alegi? Pentru că e un mare pericol. Vă citesc al doilea mesaj, da? Sunt unii care sunt așa de invidioși și așa de rău îi privesc pe cei care mânuiesc cuvântul și care sunt înstăriți, și Domnul i-a binecuvântat și Domnului nu-i place. Vedeți? Trebuie să luăm sulița și să lovim duhul de invidie, fraților. Poate să-ți vină invidia dacă unul are mașina numai cu un an mai nouă decât a ta și imediat să te încolțească diavolul, nu? Dacă are cu un deget, poate e mai înalt ca tine și ți-ai dorit toată viața să fii mai înalt și Domnul nu te-a făcut înalt, să te încolțească invidia. Dacă o cântat în biserică și frații l-au pus, nu pot să-i pună frații pe toți să cânte, fraților, n-au cum, e imposibil pe toți să predice. Și imediat să vină invidia și să se cuibărească și Domnul zice: nu, ia sulița și lovește duhul ăsta, că nu-i de la Domnul. Că în seara asta Domnul vrea să se atingă de noi, fraților. Domne, cercetează-ne. 3. Și ăsta e dureros. L-am întâlnit și în biserici, în țară, cred că există și aici. Sunt unii care poftesc și păcătuiesc poftind. Sunt bărbați care poftesc femei în adunare și femei care poftesc bărbații. Aceasta le este ocupația în biserică. Fraților, casa lui Dumnezeu e stâlpul și temelia adevărului. Noi nu venim aici să poftim, noi venim aici să ne pocăim. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ce, vii aici și te uiți și îți clipesc ochii și îți clipește tot ce înseamnă fantezie în mintea ta și faci acolo niște operații pe care poate ți-ar fi rușine să ți le vadă cineva dacă s-ar putea citi prin fruntea ta gândurile pe care le ai. Nu se poate așa ceva, fraților! Luăm Scriptura, pentru că știți cum acționează Scriptura, ca un agent de curățare a minții noastre. Te uiți la altul pentru că te uiți și în lume, sau poate ai căzut în păcatul pornografiei și ai venit în biserică și nu mai poți, ești târât. Știi ce înseamnă târât? Te trage câinele ăsta al pornografiei după el. Și Domnul zice: nu, ia Scriptura, citește Biblia, citește, o să vezi cum îți curăță toată mintea și toate imaginile alea murdare și spurcate din mintea ta, le curăță Scriptura, că este agentul de curățire a lui Dumnezeu, Biblia. Are putere Biblia. Biblia e dinamita lui Dumnezeu. Pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, roagă-te, frate, și cere puterea de la Rusalii, cere o umplere cu Duhul Sfânt, că atunci vine Duhul Sfânt și îți dă putere și din tine țâșnește un izvor până în viața veșnică. Doamne, ajută-ne la aceasta. Fraților, sunt lucruri dureroase, dar trebuie să le discutăm. E sulița asta întinsă între Moab
între lume, pentru că uitați-vă, Moab este urmașul lui Lot și Moab simbolizează lumea. Și Domnul pune sulița, nu? Între lume, o demarcație, o limitare, între lume și Dumnezeu, între lume și biserica lui Dumnezeu. Și Domnul zice, ce alegi? Lovești în biserică? Ăla-i de vină, ăla-i de vină, ăla-i de vină. Sau lovești în poftă, în patimă, în păcat? Citesc un al patrulea mesaj. Și de astea trebuie să ne pocăim, ne vom aduna, dacă Domnul ajută, cu tinerii și nu numai, toți cei care credeți că e cazul să veniți la o umplere cu Duhul Sfânt, ne adunăm, ne mărturisim, ne sfințim, curățăm locul acesta interior, casa aceasta, și Duhul Sfânt vine și o umple, fraților. Pentru că știți ce se întâmplă? Vidul care se creează în noi, setea aia după Dumnezeu, aia strigă, vino Doamne Iisuse, și atunci Domnul vine și intră în inima noastră. Dar e important să curățăm tot. Vă citesc mesajul al patrulea. Sunt unii, majoritatea din rândul tinerilor, care merg cu droguri în buzunar la biserică. Mă mir. De ce n-au Biblia cu ei? De ce n-au o cântare în minte, în inimă? De ce au aici altceva decât ce ar trebui să aibă, nu? Și Domnul zice, dacă nu se vor opri, se va judeca aspru cu ei. Fraților, sunt capcanele vremii noastre, dar nu-i nevoie să cădem în ele. Dumnezeu nu de aceea le-a îngăduit în lume ca să cadă tinerii noștri în capcanele diavolului. Noi trebuie să luăm sulița asta pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția noastră, un voit, nu, cum a zis altă dată în Egipt, un tânăr foarte înțelept. Când a venit femeia aia stricată și a zis, culcă-te cu mine, a zis nu și a zis-o hotărât și cu toată voința. Și Dumnezeu i-a dat biruință și l-a făcut ministru. Noi vrem să fim miniștri, vrem să fim doctori, vrem să fim ingineri, vrem să fim oameni mari în lumea aceasta, dar de ce nu zicem nu păcatului? De ce nu-i spunem nu diavolului? De ce nu aruncăm sulița asta spre Moab și să spunem, mie nu-mi trebuie scârboșenia Moabului? Doamne, cercetează tineretul casei tale și dăruiește nepocăință la toți în seara aceasta. Al doilea lucru pe care îl amintesc, pe lângă păcatele Duhului sau a sufletului, idolatria, păcatele trupului, pornografia, toate poftele astea pe care le-am amintit, sulița pe care Dumnezeu a pus-o între Moab și Dumnezeu, între biserică și lume, sulița asta este pusă și între rătăcire și călăuzire. De unde o știu tânărul acesta că dacă va lua o suliță și va acționa așa, Dumnezeu își va schimba o hotărâre și nu va mai lovi în popor? El n-a știut, n-aș crede că a știut, dar a venit peste el un simțământ. De multe ori călăuzirea noi nu o putem explica, fraților. Există o suliță între rătăcire și călăuzire. Au fost alți doi și erau fii de preot și chema Nadab și Abihu. Și aș putea să vă spun lucruri foarte frumoase despre ei. Oamenii ăștia într-o zi nu au fost călăuziți de Domnul, ci de Duhul Rătăcirii. Un întreg popor s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și s-a închinat. Și ei au rămas în picioare. Și ei au luat cădelnițele. Focul lui Dumnezeu căzuse pe altar. Ei au luat focul lor și au zis, pe lângă focul lui Dumnezeu, mai adăugăm focul nostru. N-au fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, ci de diavolul. Și atunci Dumnezeu îi lovește cu moartea pe amândoi. De ce? Duhul rătăcirii. De ce băiatul acesta, cu numele de Fineas, ia o suliță și merge și acționează și lovește și spune, eu fac lucrul acesta. De ce? Nu știu de ce, dar sunt călăuzit, simt că trebuie să fac lucrul acesta. Fraților, de multe ori, să știți, vine Duhul Sfânt și îți spune, scoală-te din somnul tău și du-te și mijlocește pentru fratele cu tare. Scoală-te și roagă-te pentru biserica Betania. Și Dumnezeu, nu mai vezi cum dă o biruință mare. De ce? Ai stat la călăuzirea lui Dumnezeu.
În odăiță n-ai primit aplauze, dar într-o zi Dumnezeu va mărturisi numele tău înaintea îngerilor cerului. De ce? Ai stat la dispoziția lui Dumnezeu. A fost o femeie paralizată în Anglia. Femeia asta a citit, gândiți-vă, dacă Moody a murit în 1900, atunci a murit, 1899, da? Atunci a murit. Deci, gândiți-vă, în secolul XIX, Moody, omul lui Dumnezeu, circula în Europa, în America și vestea Evanghelia. Dar în Anglia încă n-ajunsese. O femeie paralizată a citit în ziar că Dumnezeu lucrează prin omul acela și a început post și rugăciune ca Domnul să-l trimită în Anglia. Și într-o zi, femeia asta primește ziarul și în ziar scrie așa: în data cu tare, Moody va veni în Anglia să predice. Femeia asta a zis către cea care o îngrija: știi ceva? 3 zile nu mai aduci mâncare, eu stau 3 zile în post, că acum lupta este cu atât mai mare, mai aprigă, trebuie să biruiască Dumnezeu. Și o sta 3 zile în post și a venit omul lui Dumnezeu Moody acolo. Și când a venit, stăteau toate somitățile de la Oxford, oameni cu diplome, cu doctorate în teologie, care știau ebraică, știau greacă, știau latină, toate limbile astea sacre și morte, pe care le numesc oamenii așa, toate le știau. Și stăteau să-l analizeze, să vadă ce are el și n-au ei. Și a venit omul ăsta și nici măcar nu știa să vorbească engleza corect, nu? Vorbea așa cum vorbește româna, unul care nu-i de naționalitate românească. Dumnezeu spus asta. Ce e asta? Râdem uneori, nu? Dar așa vorbea omul ăsta. Și ăștia râdeau acolo. Și când ei râdeau mai bine, se oprește omul lui Dumnezeu din predică și se uită la ei și le întinde degetul și le spune: domnilor, voi puteți să râdeți de mine, dar de Iisus Hristos, care e Mântuitorul meu, să nu râdeți, că mă supăr. Și atunci i-a lovit Dumnezeu pe oamenii ăștia cu un plâns și au început să plângă. A început Duhul Sfânt să-i cerceteze. Și a început Domnul în Anglia să trezească oameni. Oamenii nu mai voiau să plece de la biserică. Stăteau până noaptea, până dimineața, plângeau, agonizau, cereau binecuvântarea Duhului Sfânt. Așa își vrea să lucreze Domnul și aici, fraților. Ce important este să te știi călăuzit de Domnul. Dar mai sunt și de ăștia care nu prea-s călăuziți de Domnul. Povestea cineva din zona Becleanului că era acolo un prorocuț așa mai mic. Mai nimerea el câteodată cu prorocia. Dar odată n-o nimerit-o, că și-o proroci lui. N-o nimerit-o. Venea de la o seară de stăruință, era foarte bucuros, râvna mai mare decât aici. Omul ăsta, fineasa, a avut o râvnă calculată la fix după planul lui Dumnezeu. Dar prorocul nostru din Beclean, zice: fraților, așa-s de plin de bucurie, că zice, îmi vine să umblu pe Someș ca Petru pe apă. S-a uitat câțiva la el, l-au măsurat așa de sus până jos: băi, știi să înoți? Nu știu. Bă, vezi că riști, mă, nu contează, zice, Domnul mi-o dat. Și o sărit în apă și era să se nece. N-a avut călăuzire. Și de multe ori, nu? Și asta e marea luptă. Că zice Dumnezeu, du-te și spune la cutare așa, așa, așa. Și el vine și zice, nu e adevărat. Ei, atunci trebuie să ai călăuzirea fină de la Duhul Sfânt și să-ți dai seama că te-o mințit. Poate i-o fă rușine să nu știi tu, poate i-o fă rușine să n-audă alții. Și atunci vine Duhul Sfânt și îți liniștește inima, zice, dă-i pace la ăsta, lasă-l, să vorbească el cum o zis. Era fratele Gheorghică de la Șeulia și iară la un păstor care aici în America, nu vreau să-i dau numele, dar vă spun ce s-a întâmplat. Păstorul a mers la film, duminică dimineața, se duce la film, aia ce frumos film a fost, bucuros, merge acasă, frații s-au închinat la biserică. Dar el merge seara la biserică și era seara tineretului și trebuia să predice un invitat. Invitatul n-a venit. Și l-au pus pe el să predice. Și el spunea, așa har am avut în predică ca niciodată. Și mă tot gândeam, mă, oare bine am făcut că m-am dus la film sau nu? Atunci era luptă mare cu zona asta.
La final vine spre mine, spune el, Gheorghică din Șeulia, prorocul din Șeulia. Unde ai fost azi dimineață? Nicăieri, o zis ca Gehazi. Băi, nu te mai pun să îmi mai zici încă o dată că o să minți a doua oară. Eu pot să zic unde ai fost. Dar Domnul a zis să nu te mai duci că e păcat. Ai înțeles? Și zice, n-a mai mers. S-a pocăit. Dar vedeți, călăuzirea, ce importantă e călăuzirea. Să vină un specialist și să înțeleagă din viața ta prin Duhul lui Dumnezeu care e problema, unde e buba, ce trebuie rezolvat acolo. Asta e călăuzirea pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Dar fraților, știți cum putem să primim călăuzirea de la Dumnezeu? Numai dacă trăim în sfințenie. Numai așa. Pentru că dacă astăzi cu lumea, mâine cu Domnul, iară cu lumea, iară cu biserica și poi mâine vine Domnul să-mi vorbească, nu mai știu. Mi-a vorbit Domnul? Nu mi-a vorbit Domnul? Sau poate că n-am timp de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu zice, stai în prezența mea, stai în părtășie cu mine, vreau să-ți dau o haină nouă, vreau să-ți ascut simțurile tale ca să mă auzi, urechile tale trebuie să mă audă pe mine, vino în prezența mea. Și atunci dacă stai mult în prezența lui Dumnezeu, te impregnezi de lumina lui Dumnezeu, cum era Moise când se cobora de pe munte și strălucește nu numai fața, viața întreagă îți strălucește. Și atunci Dumnezeu vine și te folosește la cotele hotărâte de El. Domnul să ne ajute la aceasta. Sulița dintre rătăcire și călăuzire. Și apoi, un ultim lucru pe care îl amintesc aici, sulița dintre nebunie și înțelepciune. Omul acesta l-a murmărit pe Fineas. Ajunge într-o situație foarte delicată, să știți, foarte delicată. Întreg poporul și nu-i ușor, o biserică s-o întorci dintr-un gând, dar rămite o țară întreagă. Uitați-vă în Iosua, în capitolul 22, s-a întâmplat ceva. Au fost niște oameni, două seminții și jumătate, care au plecat acasă. Au ridicat un altar, o movilă mare și tot poporul a înțeles ceva. Oamenii ăștia fac un alt altar, vor fi idolatri, trebuie nimiciți. Unul singur din tot poporul, un om înțelept, cu numele de Fineas, stă la dispoziția Domnului, Doamne, ce se întâmplă aici? Și Domnul îi dă înțelepciunea de a merge la fața locului și de a verifica lucrurile. Se duce, probabil că era mai în vârstă acum, nu? Se duce, îi întreabă, măi, ce vreți voi să faceți? Păi uite, așa, noi nu vrem să facem un altar. Noi am făcut numai o dovadă, ceva, ca să nu zică cei de dincolo, că noi n-avem nimic cu voi. Și atunci se întoarce Fineas în tabără, le dă raportul celorlalți și îi e socotit înaintea lui Dumnezeu drept un om înțelept, un om înțelept. Dar nu tot așa a fost Ioab. Amintiți-vă de Ioab care merge și încearcă să dărâme o cetate, îi lovește zidurile, sapă sub ele și până a venit o femeie înțeleaptă să-l întrebă, mă, dar ce faci tu aici? Se pot rezolva lucrurile și altfel. De ce? E nevoie de înțelepciune, fraților. E nevoie de înțelepciune. Și mai ales în lucrurile lui Dumnezeu, e nevoie de mare înțelepciune. De mare înțelepciune. Eu mi-am mai notat aici ceva și vreau să citesc și lucrul acesta pentru care de-a face cu înțelepciunea. Erau frați slujitori, păstori, prezbiteri, diaconi și cei care vorbeau din cuvânt și ei trebuiau să fie foarte atenți la strunirea frâielor. Acesta a fost expresia Duhului Sfânt. Să fie pe aceeași lungime de undă unii cu alții, pe aceeași linie. Să nu fie diferențe între învățăturile lor, pentru că Domnului nu-i place așa ceva. Fraților, amvonul nu este ring de box. Nu ne batem cu pumnii de la amvon. M-auzi de acord cu ce au zis fratele cu tare, cu tare. Nu. Fiți respectoși.
Respectați-vă unii pe alții, pentru că asta o cere Dumnezeu. O suliță întinsă între Moab și Dumnezeu și eu îl aleg pe Dumnezeu și vreau acest duh, poate dintr-o invidie, poate dintr-o mândrie, că vreau eu să arăt ceva mai nu știu. Nu, fraților, toți să fim mici și Hristos să rămână mare. Doamne, ajută-ne la aceasta. Finalizez cu un gând. Osea, capitolul 6, versetul 1 în jos. Veniți să ne întoarcem la Domnul. De ce? Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaie de primăvară care udă pământul. Doamne, ajută-ne la aceasta! Vreau să vă spun că la una din rugăciunile de aici, Domnul mi-a arătat că a pregătit un foc. În focul acesta, Domnul aștepta ca unii să-și ia veșmintele care erau străine, care erau murdare, să le arunce acolo. Veșmintele străine trebuiau aruncate. Și am văzut apoi că era un izvor al sângelui în care erau curățate petele de pe haine. Dar Domnul avea pregătite și haine noi, haine de sărbătoare pentru unii dintre noi. Doamne, cercetează-ne în seara aceasta! Dacă vor veni aici bolnavi, Domnul să-i vindece, fraților. Anul acesta, în 2023, s-a împlinit, anul care a trecut, 2023, s-au împlinit 11 ani de când tatăl meu a fost vindecat de cancer. Și știți ce cancer a avut? Ne-am dus la medicul care l-a operat, i-a extirpat stomacul total și ne-a zis în felul următor: pregătiți-vă de înmormântare. Omul acesta a avut niște ganglioni canceroși care s-au spart, s-au răspândit în tot corpul, maxim 3 luni, dar zice, nu, nici atât, câteva săptămâni și omul ăsta se duce. Și era adevărat. Ne-am dus acasă să-l vizităm. Partea asta de la operație era așa de tare, ca și o curea, dar mai tare decât o curea. Era tare, vomita sânge, nu putea să mănânce, era grozav de încercat de Dumnezeu. Plângeam de mila Lui, parcă vedeam cum se stinge. Și atunci ne-am apropiat de Dumnezeu cu post și rugăciune, fraților. Postul și rugăciunea sunt ascultate de Dumnezeul cerurilor. Ați postit 21 de zile, rămâneți în picioare, încredințați că Dumnezeu v-a ascultat rugăciunile și postul vostru a ajuns până înaintea lui Dumnezeu în ceruri. După ce am postit și ne-am rugat, l-am întrebat pe Dumnezeu care-i problema și ascultați un mesaj profetic, scurt. Era o soră bătrână, nu mai trăiește, dar avea mesaje de la Domnul. Dacă nu avea, spuneam, pare rău, n-am nimic. Și asta era. Niciodată n-am prins-o cu altceva. Numai clar de la Domnul. Când am sunat-o, am zis, avem o cauză, e cauza familiei. Mi-a zis în felul următor. Așa a zis Domnul, îi voi da, n-a zis vă voi da, a zis îi voi da pace, liniște și vindecare. Păi asta nu se mai interpretează, că sunt unii proroci care pică ca și pisica, nu? Apoi zice, l-o vindecat de tot, că l-o dus în rai. Frate, lasă-mă în pace. Asta nu-i prorocie. Nu. Când am auzit cuvântul vindecare, am știut că Domnul îl vindecă. Am început să plâng la telefon și sora striga, mă auzi, te aud. Cum puteam, vorbeam, te aud. Știam că Dumnezeu vrea să-l vindece. Și fraților, dacă nu intervenea Dumnezeu, omul ăsta era în pământ de 11 ani. Dar Dumnezeu a intervenit. Într-o noapte are o vizită, vă dați seama, dormea, nu? Dar are o vizită și în vizita lui se apropie un sol al lui Dumnezeu. Și are în mână ceva alb și spune, știi ce am aici? Nu știu. Am un stomac nou, mă, că tu nu mai ai stomac. Doctorul a mințit.
Doctorul i-a zis că i-a tăiat un petic din stomac, dar nouă ne-a zis că i-a tăiat tot stomacul, că era plin de cancer. Am un stomac nou aici și am venit să ți-l pun la locul lui. Și merge și îl pune. Ăsta își va recăpăta funcțiile pe care le-a avut stomacul tău. Și el se trezește. Și zice, vreau să mănânc, vreau să probez. Îi dă mâncare, să bucură, nu mai vomită sânge, nu mai nimica. Începe în el așa viața să pulseze. A mai trecut câteva zile și are un alt vis. Pe dealul feleacului, spune, era un înger și cu creștetul lui atingea cerul, atingea norii. Și m-am apropiat de el și l-am tras de haină și am zis, atinge-te și de mine că am cancer. Mi-a întins mâna aceea mare și a zis, ține-te de mâna mea, că dacă te ții de mâna mea, lângă mine duh rău, duh de boală, duh de suferință, nu mai are ce să se atingă, ține-te de mâna mea. Se uită la mânuța lui, zice, uite ce micuță e mâna mea pe lângă ta, i-a zis la înger. Știi ceva? Ține-mă tu cu mâna ta, că eu dacă mă țin cu asta, micuța asta de mână, de mâna ta mare, poate că te pierd. Dar ține-mă tu cu mâna ta. Și a răspuns așa, da, te țin de mâna ta dacă cu cealaltă vei face bine la ceilalți din jur. Și au zis, dați de acord. Și imediat spune, m-am văzut, transmutat undeva, teleportat, cum zicem noi, la Valea Florilor, acolo a copilărit el, acolo a primit pocăința și zice, la biserică în Valea Florilor, pe amvon, un ecran. Mă duc și mă uit. La 3 ani de zile, 0% cancer. La 5 ani de zile, 0% cancer. La 10 ani de zile, 0% cancer. O zis, Doamne, dacă îmi dai 10 ani, mie mi-e de ajuns. Uite că eu dau Domnul 11 și acum merge pe al 12-lea. Lucrează, mănâncă, aleargă, este sănătos în numele Domnului, fraților. Dar să știți că ne-a dat Domnul o lecție nouă. Eu am fost un pic fanatic, să știți. În asta. Am zis, ticule, dacă Domnul te-a vindecat, n-are rost să mai faci citostaticele astea. Și-a visat că trebuia să treacă o apă și erau niște pietre și le-a numărat. Una, două, trei, patru, cinci. Cinci ședințe de citostatice trebuia să facă. Și-a zis, o trebuit să le trec ca să pot să fiu vindecat. Și-a mers și la doctori, Dumnezeu lucrează și prin doctori și este vindecat în ziua de astăzi. Dumnezeu face minuni și astăzi. Dar să nu uităm de sulița aceea întinsă între Moab și Dumnezeu. Să-L alegem pe Dumnezeu și să renunțăm la lume, la păcat, la diavol. Și Dumnezeu face și vindecări. Lăudat să fie El. Amin.